Bine v-am regăsit, prieteni dragi, eu sunt Simona Popvancea, sunt foarte încântată să fim și astăzi împreună. De asemenea, sunt încântată și pentru că în dialogul nostru de astăzi vom face o prezentare a unui proiect care a văzut lumina tiparului de curând. Este vorba despre cartea Autoritate și Mărturie pe care o am aici, lecții practice de comunicare și cunoaștere sinergică și vom afla despre acest proiect extraordinar de la nimeni altul decât la inițiatorul lui și unul din coautori, domnul profesor Ioan G. Pop, profesor universitar doctor în fizică și doctor în inginerie. Mi-am notat să fiu sigură că nu greșesc. Vă mulțumim frumos pentru prezență. Vă salut și eu, dragi telespectatori, și mă bucur să, să fiu împreună cu distința doamnă Simona, pe care o apreciez pentru interviurile deosebite pe care le realizează. Vă mulțumesc, nu mă așteptam la asta. Eu mă grăbesc pentru că vreau să avem cât mai mult timp să acoperim mare parte din materialul pe care îl avem astăzi aici. Cred că este încununarea unui efort extraordinar din ce mi-am dat eu seama. Acest material este semnat pe lângă dumneavoastră și de domnul Ilie Sorițău, de domnul Daniel Burtic și de domnul Nistor Nepopa. O echipă valoroasă, spun eu, care undeva la 12 ani am muncit, dacă bine am înțeles, Asa. și vă rog să mă corectați dacă greșesc, am muncit pentru a ne aduce ceva inedit, pentru că această carte are, în mod clar, o, o patină aparte, este, eu zic eu că este unică în cadrul, în colecția cărților de acest tip sau pe această temă a ultimilor ani. Uh, mi-am notat aici pentru ca cei ce ne ascultă să-și facă de la început o idee despre ce vorbim noi astăzi aici, mi-am notat două fraze din ceea ce spunea domnul profesor uh, dr. Dumitru Grigore. Și anume, în lipsa unor exemple palpabile de exercițiu moral, în lipsa unor modele contemporane concrete de viețuire morală care să legitimeze demersul instituțional religios, într-o lume aflată uh, în plin proces de secularizare, Întâlnirea dintre știință și religie se petrece doar în planul ideilor, degenerând neproductiv în dispută filozofică. În timp ce, în virtutea unui anumit reflex al prudenței, omul de știință modern va accepta cu greu existența lui Dumnezeu, teologul riscă să cadă în păcatul de a se considera deținătorul incontestabil al tuturor codurilor lumii. Disputa eventuală dintre cei doi devenind, în fond, o simplă problemă de comunicare. Ori noi nu dorim doar să fim buni comunicatori, dorim să avem și rezultate, să fim eficienți, cu atât mai mult când vorbim de a comunica mesajul Evangheliei care trebuie să atingă și să aducă un anumit rod. Nu? Acesta este scopul. Sunt foarte curioasă de la ce gânduri ați pornit când ați inițiat acest proiect. Practic, um, ideea de dialog între știință și religie a pornit din anul 2007, când am fost într-un program Templeton, care a cuprins practic spațiul academic român, sub coordonarea lui Basarab Nicolescu și atunci am învățat ca om de știință, fiind fizician doar la vremea aceea, inginer am devenit prin doctoratul din 2011, am învățat cum să fac conexiunea între acest spațiu biblic pe care îl cunoșteam de copil, eu nu sunt teolog, vă mărturisesc că să mă tratați ca atare. Sunt un amator, aș spune, dar aș fi, fără să fiu lipsit de modestie, un amator bun. Adică știu să folosesc textele și mai ales mi-am permis, în contextul cărții, să, să joc într-o paradigmă complementară. Uh -huh. Cartea însă și este scrisă în acest fel. Are o clapetă, prima, puțină știință ne îndepărtează de Dumnezeu, mai multă știință ne apropie de El, lui Pasteur. Ultima clapetă, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi, cin voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Sub clapetă este un, un cd cu 13 interviuri uh, între doi dintre colaboratorii, uh, Daniel Burtic, directorul RV Oradea și eu în uh, ipostaze pe de-a lungul 3 a sau 4 luni înainte de apariția uh, proiectului. Ce regăsim între cele două clapete, domnule profesor? O punte de legătură, cumva? Da, multe punți de legătură. Uh, am ales uh, autoritate și mărturie în contextul postmodern al lipsei oricare autorități toată lumea își creează propria autoritate. Și dezastrul este relativizarea valorilor. Pentru că nu poți să spui că te poți înțelege cu cineva dacă el nu acceptă sistemul tău de valori și autoritatea de la care derivă aceste, aceste valori. Am un text pe care îl citesc totdeauna și e prins în carte, 3-4, paragraful din capitolul 3, Pavel îi spune lui Onisim, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. eu, Pavel, bătrân, bolnav și în închisoare da. uh, și obișnuiesc să, să mă joc cu mintea studenților și să scot din text uh, în felul următor, vă rog să vă verificați dumneavoastră măcar că am toată slobozenia să poruncesc, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte. Eu, profesorul Pop, cel pe care știți de la curs și așa mai departe. care e diferența? Apare niciuna. L-am scos pe Hristos din ecuația, vie, ecuația, vorbirii mele și am rămas eu. Ei, în aceeași carte, în aceeași, în aceeași, în aceeași eseu, este acolo un lucru am înlocuit ceea ce se numește intrările mele pe ieșirile mele, egal cu intrările tale pe ieșirile tale, adică eu cu tine ne jucăm fiecare cu el însuși și am scris eu supra dragostea lui Hristos, sunt egal cu tine supra dragostea lui Hristos, egal cu el, egal cu el, dar numitorul comun este dragostea lui Hristos și atunci suntem toți împreună într-o comuniune comunitară, aș spune desăvârșită, în care nu mai încape nicio fisură. Asta este practic Spiritul cărții vrea să ne arate că fără autoritate, treaba ta pe care o iei. Că ai de unde? Sunt două sfere spirituale de autoritate. Sfera Betel sau Cetatea lui Dumnezeu și sfera ai Cetatea Dărâmăturilor. Fiecare cu stăpânul ei, fiecare cu preotul ei, fiecare cu valorile ei și în felul acesta noi ne plimbăm exact cum se plimba Avram. Între Haran și Egipt printre Betel și Ai, se oprește un pic și revine și tot acolo se oprește, dar e o diferență de nuanță. A doua oară se alipește de Betel, nu doar se uită la Betel, pentru că pățit-o urât de tot, a încasat. Autoritatea lui a fost subrezită. Și ar fi păcat să nu învățăm din experiență. Ați folosit foarte multe exemple um, ca și bază, efectiv, pentru noi, ca să putem învăța despre o comunicare eficientă, despre ceea ce înlesnește sau îngreunează o comunicare. Și nu pot să nu mă gândesc la faptul că trăim într-o eră a comunicării, că am făcut eforturi ca și societate pentru a înlesni comunicarea de la individ la individ, de la grup de om la grup de om, de la mase de oameni la mase de oameni. Și totuși, parcă suntem mai confuzi ca niciodată, parcă suntem mai neînțeleși de către ceilalți și chiar afectați psihic de -a această avalanșă a informațiilor care nu sunt filtrate. Și nu știm ce să facem cu ele. Și nu știm ce să facem cu ele. Și mă gândesc, a fost aceasta, nu știu, nevoia pe care ați sesizat-o atunci când ați pornit de la această uh, idee de a, de a, ne învăța cum să studiem comunicarea și de a ne prioritiza felul în care. Da, de a prioritiza Așa. felul în care o folosim. Um, ați atins foarte bine faptul că noi ne aflăm într-o eră în care punem preț pe informație și mai puțin pe cunoaștere. Și am aici, da. la pagina 39, dacă o puteți arăta, dumneavoastră, așa, arborele cunoașterii. Este Brand Pop și Mihai Talpoș. Uh, și am pornit de la ideea așa. Un copac care are rădăcinile înfipte bine și adună date. Apoi vine informația, le clasează, le fișează. După care vine filtrarea prin mesajul contextual sinergic pentru a pregăti spațiul sau secvența învățării All Life Learning, Sustainable All Life learn, Learning, după care ajungem acolo unde suntem liberi <coughs> să vedem cerul prin cunoaștere avansată ca expertiză, înțelepciune și pricepere. Asta este uh, mă dau din casă cum se spune o bătălie cu uh, an, uh, academismul ăsta anchilozat. Este un model de IKV, uh, Data Information uh, Knowledge Wisdom. Și la un moment dat, doi autori, Friche și Oala uh, -Web, Web, așa. spun, modelul ăsta să dispară. Nu e contextual, pentru că nu răspunde cerințelor managementului cunoașterii. Uh -huh. Pentru că el se referă doar la uh, knowledge management, pe când e nevoie, am zis eu, după ce i-am preluat pe ei, am zis gata, o minge servită teribil. Uh, knowledge integration management. Că dacă nu-l integrăm, nu aflăm despre el, n-am făcut nimic. Se spravă. pierde ne -am. mingea. Ca să Nu ne-am atins ținta. Nu. Și atunci, aici vine așa. Noi trebuie să realizăm faptul că suntem într-o societate a cunoașterii avansate. Avem tehnologia la îndemână, putem aduna informații, dar dacă nu nu știm să o filtrăm informația respectivă, să o setăm pe secvențe și să o dirijăm spre o învățare eficientă, n-am făcut nicio ispravă. Această preocupare de a atinge efectiv subiectul mi se pare fantastică și ați studiat foarte mult, ați folosit foarte multe cunoștințe din cercetări pe care le-ați publicat dumneavoastră anterior acestei cărți. Am fost atât de surprinsă să văd numai puțin de 16-17 pagini de referințe bibliografice. Da, dar n-ați lăsat de nimic la întâmplare. Și ale sunt. Deci da. colaboratori și cei care au spus vreo 50 ceva de uh, note bibliografice. Da, mi s-a părut n-au lăsat oamenii aceștia nimic la întâmplare. Tot ceea ce au spus și tot ceea ce au afirmat... Am filmat, mai scăpat câte ceva, sub... ca să, fim, <laughs> să nu fim chiar perfect. Perfect este unul singur, asta da, acceptăm cu tot tip. Mi-am lăsat totii. loc de întors. Uh -huh. Nu pot să nu mă gândesc la o aplicație practică și la lumea această evanghelică a noastră, dacă e să mergem puțin în lumea spiritualului. Și mă gândesc la tendința pe care o avem acum de a încerca, așa, cârlige interesante cu care să atragem oamenii. Pentru că ținta noastră ar trebui să fie ca oamenii să fie născuți din nou, să fie mântuiți, nu? Acestea, de aceea depunem efortul pentru a răspândi da. Evanghelia. Vă mărturisesc că eu am devenit contextualist citind doi împărați cu lepra lui Naaman. Interesant. E foarte interesant. Deci e o, e o subtilitate nemaipomenită. O fetiță luată robă în urma unei incursiuni a Uh, armatei uh, Siriei, condusă de acest naman, îi spune stăpânei. Ea a aflat că stăpânul are lepră. Dacă stăpânul ar merge în țara. Știu israel, eu ceva, da, Știu eu. Știu, știu eu ceva. Da. Deci contextul acela a făcut-o să devină o mărturisitoare Nu știu dacă știa mare lucru, dar a știut că este un profet care face minuni. Și interesant este că acolo, în carte, este un joc al raporturilor de autoritate Ai mai pomenit. Fetița îi spune stăpâne, stăpâna îi spune stăpânului, așa stăpânul îi spune împăratul, împăratul scrie o scrisoare la împăratul uh, uh, Israelului care își rupe hainele pe el și i vrea asta război, am scăpat. Pe urmă ajung la Elisei, Elisei își trimite sluga să vorbească, nu vorbește el. Și uh, aceste raporturi, acest joc al nivelelor de autoritate într-un raport extraordinar de echilibru, rezolvă problema. Ce stăpâne dacă ți-ar fi cerut un lucru greu așa, clăfășa, nu vezi câte bagaje ne-am adus ca să ne cumpărăm vindecarea. Ei, dar nu ne-ar fi și nouă mult mai ușor astăzi să ni se spună fa asta și asta și asta. Ar fi mai ușor să da, facem dar ceva palpabil știți, decât să, să știți, ni se spună schimbă-ți inima. Știți, lui care e, pericol, e pericolul? Uh, trebuie mers în paradigma și și. Uh -huh. Nu putem merge pe rețete. Nu putem să, Doamne, dăm, Doamne, făm, că Dumnezeu nu e nu, nu tonomatul nostru în care băgăm moneda dacă o găsim, ci este un, un, un cadru în care ne, ne simțim confortabil, acceptând valorile lui, trăind potrivit cu cerințele acestor valori așa, și în momentul respectiv ne găsim acasă. Nu e nimic disconfortant. Da, asta asta mi-a plăcut. În raport de. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, îmi cer scuze, mă duce cu gândul că ar trebui să revenim totuși la simplitate. La lucrurile făcute simplist, țintit, gândite bine, cumva îmbrăcate într-o credință puternică. Dar simplist făcute, nu complicate, așa cum încercăm noi nu să simplist, facem. Nu simplist, simplu. Simplu, da. Că simplist are o termenul. conotație puțin peorativă. Uh -huh. Când sunt simplist înseamnă că nu, nu mă interesează profunzimea. Mă iertați că vă am Din contra, păritat, da. da. Aveți Dar dreptate, nu am o cu cu cuvintele da. în felul acesta și uh, mai e cartea asta mai are o, o, un cusur. Am încercat să nu folosesc uh, în aceeași frază, eu sunt frazeolog mare, în sensul că scriu fraze lungi, că asta mi se spune și sunt foarte stufos. Să nu găsesc repetiții de cuvinte și de rădăcini ale cuvintelor, că mă obosesc. Iar ce am, am descoperit după aia și m-am prins de cap, dar asta n-am văzut-o și am avut și corectorul un student al meu, mă fi atent la asta. Ei, nu se poate, că e un volum imens de informație în care uh, verbul și uh, substantiv, predicatul și uh, subiectul să, să nu fie din aceeași rădăcină. Așa este, nu e o lectură facilă. Mi-am dat seama de asta. Am vrut să parcurg mult mai mult din ea înainte de întâlnirea noastră de astăzi și vă mărturisesc că nu am reușit, dar tocmai Ați pentru că nu de vorbim făcut. de lucruri i adevărat, nu vorbim despre lucruri simpliste, uh, da, simple, dar prezentate într-un manieră cu o conotație extrem de profundă da. și extrem de importantă. Care ar fi, mi-am notat eu aici și nici nu știu la ce întrebare să trec ca să apucăm, să acoperim din ele, uh, toate mi se par importante. Uh, care ar fi punctul în care ați constatat că totuși se pot întâlni rațiunea? cu uh, relația știința cu credința, care sunt mijloacele care le pot aduce totuși împreună ați folosit texte biblice, ați folosit mesaje din scriptură, le-ați abordat cumva într-un mod științific așa cum nu prea am mai văzut nu pe să o facă nu teologic, în mod științific de aceea spuneam că este o metodă aparte și aș cataloga această carte ca o carte unică între da, cărțile este, este publicate este unică, pe am vrut să o fac unică și se pare că dacă și dumneavoastră ați constatat am reușit cât de cât fiecare capitol și titlul de capitol, paragraf sau subcapitol are câte un text din scriptură. Da. Aici este un, un joc foarte interesant în care în titlu se află omul de știință și dincolo se află omul credinței. Ce omul credinței nu știe ce spune titlul. Citește în schimb versetul și despre asta o fi vorba. Omul de știință, și mă să văd ce vrea ăsta să zică că doi intrat E un fel de capcană, nu perversă, capcană bă, drăguță, gingașă, în care, uh -huh. practic, fiecare dintre cei doi să se simtă acasă, sunt față în față și făcând ce o zis pastor. Dacă avem puțină știință, suntem departe de cunoașterea autentică de Dumnezeu. Da. Dacă mai multă, începem să-l cunoaștem. Vă mărturisesc că, la un moment dat, um, în cercetările mele am elaborat așa modelul sferelor de autoritate. Am eu obsesie autorității și nu știam cum să o rezolv. Și am mers în FSN 4. A, el a dat pe unii, așa, și fiecare cu misiunea lui, totul Era pentru zidire. și roluri clar stabilite. Și acum, și cu asta mă opresc ca să vă las și dumneavoastră timp să vorbiți, că am devenit guraliv și... Nu chiar vă rog, de aceea v-am uh, invitat. Ieri am avut un curs de cercetare transdisciplinară, la masterat în anul 2 și le-am dat tema abordarea generativ sinergică a unității bisericii în episodul de Pavel către Efeseni. Și acum vreau să văd ce scot studenții mei de la masterat. Urmează să vedeți. Da. <laughs> Sunteți curios. Sunteți curios că eu știu ce am scos de acolo. Nu ați avut o sarcină ușoară pentru că practic să găsești logica în multe lucruri pe care Dumnezeu ne cheamă să le descoperim prin credință, da. Într-o așteptare, bazându-ne în el, nu este ușor. Dar, totuși, ați reușit. Am văzut foarte multe argumente, foarte multe exemple de așa, da și așa, nu, pe care le-ați folosit și din care cred că putem învăța. Apropo de asta, este antiteza o cale bună eh, prin care să învățăm efectiv, să rămânem pe cale? Am văzut foarte multe păi antiteze Nu putem folosite. ajunge la sinteză fără antiteză. Că știm teza, antiteza mm -hmm. și sinteza. Asta, asta este. a foarte practic ceea ce ați făcut. Uh, da, am mers pe principiul. Uh, așa da, așa nu și mai există undeva, nu ca și compromis, așa numitul terț inclus. Și, și, nici, nici. De exemplu, uh, Isus Hristos este un concept care îmbină umanul și divinul. Isus este numele de om și Hristos este numele de Dumnezeu. Ei, unde se întâlnesc cele două? Oriunde, zic eu, între cele două, între top-down, nivelul de sus și nivelul de jos, nivelul de sus e Hristos, nivelul de jos este Iisus, cel umblător pe pământ și Hristos, cel în vecii vecilor, așa, pantocrator, cum am preluat termenul din literatura ortodoxă. Și undeva la mijloc este nivelul de terți inclus, în care ne cuprinde și pe noi. Pentru că noi, aș folosi o, o comparație, umblăm cu vecioare pe pământ și cu capul nori din perspectiva credinței. Adică suntem cetățeni aici, dar de fapt cetățenia noastră este în ceruri. Asta este acea dualitate de îmbinare a celor două lucruri. Că altfel nu poți, așa stăm în față în față, eu cu dumneavoastră, eu cu fiecare dintre ceilalți. Am să vă relatez o, vă rog. o chestiune foarte interesantă cu pastor. În tren citea Biblia și un tânăr arogant ăsta, cum îți ei, la, la vremurile astea, intră, zice, Domnule, și dumneavoastră citiți vechituri din alea și povestind un alta și când pleacă pastor, îi lasă cartea de vizită. Șoc. Adică, un om ca el citește scriptura. Da. Dar cel puțin atâta respect ca om de știință să ai să o citești. Treaba ta, dacă crezi ceva din ea sau nu. Nu e, nu e problema, e problema lui. Și îl întreb, ai citit-o? Nu. Atunci, taci și du-te și citești o Dacă... Nu este chemarea unui om de știință să verifice până la urmă? Dar nu e treaba. Biblia nu e carte de știință. Da. Dar nu nu contrazice în, în esența lor. Am avut o... iar ajung la... Că e la mod acum teoria Pământului Plat. Și mă întreabă un, da, student, un student al meu, <laughs> să credeți, mă zic, eu sunt om de știință. Eu știu de ce stă, dar zice, ce ziceți despre temeliile pământului. Legile care guvernează mișcarea pământului sunt temelie. Aici o, o, o metaforă, o, o, o poezie, dacă vrei, dar o poezie extraordinară, în care legile Dumnezeu sunt la temelia funcționării întregului sistem. Iată o punte de legătură extraordinară. Da, dacă, dacă nu, nu deschidem ochii, mie nu-mi place să fiu habodnic. Nu sunt deloc. Înțeleg scriptura, în litera și spiritul ei. Sunteți fizician și inginer, prin urmare... Da, nu... Dumnezeu pe mine a m a dat anumite daruri. Pe mine m-a ajutat iată, găsiți, să mă regăsesc pe mine și să-mi găsesc uh, linia directoare în viață. Unde stau? Dacă e să fim practici, ce-ați ce -ați putea spune dumneavoastră că înlesnește de fapt comunicarea între oameni? Așa, de la individ la individ. Adevarea. Adevarea. Să fii potrivit cu... Con adecvarea contextuală. Uh -huh. De-aia v-am spus că eu sunt contextualist de atunci. Deci, nu am fetița, nici nume n-are fetița aia, vă dați seama? Da, așa e. 12-13 ani și a îndrăznit să deschidă gura pentru că avea un mesaj de transmis. Atât și că ești un profet în Israel. Să învățăm să fim autentici. Da, autentici. Adecvați și mai ales autentici. Bine ați subliniat vorbim despre comunicarea pe orizontal ar spune de la om la om dar aș vrea să ne referim în finalul interviului nostru mai avem undeva la 4 minutele să ne referim la comunicarea între om și Dumnezeu pentru că Dumnezeu în înțelepciunea Lui a lăsat pentru noi căi de comunicare cu El, ca forme, am zis eu, de exprimare a relației noastre cu El. Și tare aș vrea să fim practici pe final să spunem ce ați constatat dumneavoastră studiind prin metodologia pe care ați folosit-o că înlesnește relația și comunicarea cu Dumnezeu și ce o îngreunează, dacă putem spune așa. Păi aș începe cu ce o îngreunează. Da. O îngreunează grijile lumii acestea și sistemul de valori non-conforme. Nu conforme cu statutul de om. Dacă trecem la statutul de animal, atunci am rezolvat problema. Hmm. Dar noi vrem să ieșim din glodul acela al animalității noastre și atunci trebuie să ridicăm privirea în sus, așa, și să ne plecăm genunchi, așa cum pe copertă este un închinător în fața crucii. Am văzut? Pe copertă. N-ați lăsat nimic la întâmplare, v-am spus. Nu, eu. nu, nu, totul a avut fost brijă. atent ales. Uh, ultima pagină asta aș vrea neapărat, dacă mai am un minuțel. Vă rog. Deci credința, o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, construiește o punte între lumea de aici și cea de dincolo, pentru că m-ați întrebat cum comunicăm cu Dumnezeu. Da. Prin cel ce este calea, adevărul și viața, cel cu câmare. Pentru că el este Christos, uh, el, Hristos a surpat zidul de la mijloc care despărțea. Și între ele, oamenii construiesc mai multe ziduri și mai puține poduri. Sir Isaac Newton, e, un om e. de știință extraordinar care a, a priceput cum, cum stau lucrurile uh, prin credință. El a fost un, un credincios extraordinar. Și uh, în felul acesta, de-aia l-am pus aici, pe el, din coace l-am pus pe lui pastor și aș fi putut pune o mulțime de gânditori, cum în carte sunt, de exemplu, este uh, Papa Hagi, care e un, un creștin autentic, nu evanghelic, dar nu are importanță. Tocmai asta am vrut să surprind. Credința nu e evanghelic, doar evanghelică, e credința în el, cel care este uh, viu în vecii vecilor. Mi se pare atât de fascinant și extraordinar cum mințile luminate ale omenirii l-au descoperit pe Dumnezeu și l-au proclamat din lucruri simple și au înțeles că există un rost și un rol al tuturor lucrurilor dat de cel de sus nu mai dați un minut, vă rog la pagina 63 sub sol 124 am introdus o chestiune că este într-o revistă Monsterland afirmă cu mult cinism un adevăr devastator cu privire la problema modelelor în societate era o vreme când pentru copiii oamenilor de bine erau dați în spectacol bețivii și pramatile pentru ca acești copii să învețe cum nu s-ar cădea să fie. Apoi s-a ajuns la un moment în care tot unor copii, nu acelea, aceiași, bineînțeles, să li se arate tot niște pramatii și bețivi, nu acelea și alții, contextual vremurilor, însă de data aceasta pentru a li se oferi un exemplu de cum ar trebui ei să fie. Și iată ne ajungem într-o epocă în care cei decăzuți le arată copiilor lor pe ultimii oameni de bine, spunându-le că aceștia sunt ceea ce ei nu ar trebui să fie. Și aici am spus așa, în sensul celor de mai sus, prezentăm un caz actual, 19-a 2022, foarte act ultima uh, noutate din carte, Sârbul uh, Djokovic. Nu ar trebui să, așa, despre care deputatul italian Vittorio Sgarbi, un personaj cunoscut pentru felul în care își susține punctul de vedere, afirmă ironic că sârbul nu ar fi un model bun, în ghilimele, am pus eu, pentru tine și el, ba din potrivă este un exemplu negativ pentru aceștia deoarece nu fumează, nu bea nu se droghează, e vegan, nu se însoțește cu femei de moravuri ușoare, nu face scandal, se antrenează de dimineață până seară, face fapte de caritate, e credincios și are grijă de familie. Ar fi de dorit, spun opozanții renumitului tenismen, care a fost subiectul unui scandal internațional în Australia pe motiv de nevaccinare, ca tinerii să stea departe de acest personaj periculos, am pus eu un semn de exclamare, pentru societate și să nu limite în nimic din ceea ce face. Sic? Era demonstrabil. Foarte actual. Mai actual de atât nu se poate. Și dacă e să închidem cercul, nu pot să nu observe Fesem 2 cu 14, El, Hristos, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. întrebat, cum comunicăm? Comunicăm bine pe orizontală pentru că comunicăm bine pe, pe verticală. verticală. Și acum să explic foarte scurt termenul de sinergie. Ce unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Asta înseamnă sinergia, umblarea împreună și explicitarea reprezentărilor, lucrurilor pe care le avem, pentru a putea să rămânem împreună. Unitate, așadar. În, în, în unitate. Nu pot să vă mulțumesc când ajuns, din păcate am ajuns la final. Rămâne deschisă invitația de a veni și cu alte ocazii, pentru că sunt iata, atât de multe subiecte pe care le putem aborda împreună și sunteți invitatul ideal. Dragi prieteni, autoritate și mărturie, lecții practice de, de comunicare și cunoaștere sinergică, vă recomand această carte cu mare drag. Nu este o lectură facilă, așa cum spuneam, dar cu adevărat merită studiul ei. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas împreună cu noi. Până data viitoare, nu uitați, rugați-vă, neîncetat, multă binecuvântare tuturor. Dar doamne ajută și Doamne de izbândă!